Jadu este cunoscut pentru frumusețea sa și apreciat în Europa ca bijuterie. În Asia, Jadu este apreciat pentru calitățile purificatoare terapeutice. Aflați cum, imediat! Primul invitat de astăzi este domnul Ioan Papară, terapeut. Bună ziua și bine v-am găsit! Bine ați venit, doamna doctor! Masajul este cunoscut pentru efectele terapeutice Extraordinare. Ce aduce nou masajul cu role de jad? Jadul face parte din, din uh, uh, cristalele naturale uh, cu, cu efecte curative. Invenția medicului sud-corean s-a bazat pe acest principiu. El a făcut un lucru simplu cam cu 20 de ani în urmă. A, -a luat o piatră de jad, a găurit-o și a încălzit-o cum bec. De ce a făcut asta? A probat pe mama lui care nu mai răspundea la tratamentele clasice, el știind de fapt de efectele curative ale cristalelor, respectiv ale jadului. A făcut această probă pe mama, a văzut că după un are care timp a dat rezultatele pe care le aștepta, au luat invenția și s-a dus la, în Statele Unite, i-a convins pe medicii americani care i-au cumpărat invenția și toate drepturile de producție legate de acest tip de terapie. De acolo, medicul sud-corean a venit în Germania. Și ăsta a fost începutul cam acum 20 de ani al acestui tip de terapie. La ora de față discutăm de, de. putem spune de faptul că acest tip de terapie se află în 74 de țări din lume. Rolele de jad fac și ele un masaj. Nu este același masaj ca cel clasic pe care îl știm toți, care se face cu mâna. Prin mișcarea celor. Role, pur și simplu, rolele fac un masaj pe tot corpul. R Noutatea constă că aceste role sunt uh, încălzite, sunt uh, din, din cristale de jad, iar scopul acestui tip de masaj este în special terapeutic. După o experiență de 20 de ani de existență acestei terapii, care ar fi indicațiile? De ce ar veni oamenii să facă un masaj? La Masajul ca atare, sigur, spunem în general de relaxare. Masajul, acest tip de masaj sau termoterapie sau putem să-i spunem în un anume fel și cristaloterapie se adresează în special afecțiunilor coloane vertebrale. Modul în care acționează acest, acest tip de terapie pe coloana vertebrală este relativ simplu. Rolele acestea, mergând pe toată lungimea uh, coloanei vertebrale, de la cap până la călcâie, sigur, prin încălzire și prin uh, faptul că uh, parcurge toată, toată suprafața spatelui, uh, se adresează pielii, mușchilor și coloanei ca atare. Din câte m-am informat și eu, datorită... Temperaturii ridicate, am înțeles chiar la 60-70 de grade, a rolelor de jad, ele încep să emită niște uh, ioni care da. pătrund la o adâncime de 7 cm în corp. Deci realizează chiar mai mult un masaj la nivelul pielii, merge chiar la nivelul organelor. Sigur că da. De fapt, de fapt jadul este compus din niște silicații, în special de aluminiu, de calciu și de magneziu. În proporția cea mai mare. Acești silicați emit și în starea lor naturală, emit niște ion și care are efecte pozitive asupra materiei vii în general. Asta au constatat-o vechii chinezi de acum 4-5 mii de ani, constatând că, de fapt, cei care trăiesc în, în jurul acestor stânci, acestor pietre, acestor, acestor cristale, sunt mai sănătoși și se simt mai bine. Epoca modernă, desigur, a folosit acest, această aceste proprietăți ale jadului, ale cele turmalinei, le-a folosit ca pentru terapie. Chiar mai mult decât un masaj la nivelul coloanei vertebrale, cum se poate vedea, mai sunt niște piese accesorii care se pun pe abdomen sau pe piept și au și ele Deci, patul fel, este compus, așa cum spuneam, din rolele care se mișcă pe toată suprafața corpului. Mare, mare două proiectoare, le zicem, unul mai mare și unul mai mic și sunt făcute pentru ca ele să poată fi manevrate cu mână. Ne, dore, ne dor genunchii sau ne doare genunchiul, îl punem la genunchi. Ne doare o încheietură, îl punem acolo. Ne, avem o problemă inclusiv genitală sau la stomac sau la organele interne, îl punem acolo. Iar ăsta mic, de regulă, e făcut mai mic pentru că poate fi pus începând cu gâtul, urechi, la baza nasului și care are efecte sub... pentru, sinuzită. Poate fi pus de fapt oriunde, de asta e și făcut în felul acesta. Ce face această căldură? Produce în primul vasodilatație, face ca apa din noi, noi suntem 73-75% apă. Prin încălzire, apa din noi, sigur că circulă mai ușor. Circulând sângele mai ușor, hrănește fiecare celulă cu oxigen, în special, nu? Mult mai bine. Iar apa din noi, sigur, circulând, face ca să se ca să, să îmbunătățească procesul de detoxifiere. Lucru care se poate vedea chiar de la primele ședințe. Ce se poate vedea? La prima urină se poate constata o mai mare concentrație cu ochiul liber. Trebuie să spune următorul lucru, acest tip de terapie se adresează organismului ca atare, adică în întregul lui. Pentru că mulți oameni vin și spun, pe mine mă doare genunchiul și de ce îmi pui asta pe cap? Sau de ce face așa? În cura de, sau în ședința de 40 de minute, acest tip de terapie de fapt face s-adresează sau mă rog transmite organismului căldura și ce spuneam anterior cu acești ion în întreg organism. Deci avem o sinuzită la sinuzite reacționează extrem de bine acest acest tip de la acest tip de terapie sinuzită reacționează foarte bine. Am avut situații care după chiar două-trei ședințe s-a dus la baie și i-a curs pur și simplu din nas. Se poate constata la foarte multă lume că chiar de la primele ședințe Dor mai ușor, se relaxează foarte bine. De la primele ședințe simt o, o, o stare îmbunătățită a întregului sistem nervos, al sistemului psihic și, diciam, în general. Cum a început povestea termomasajului în România? A apărut cam acum, vreo 6-7 ani în urmă, adus de câteva alte companii. Cum am ajuns eu să fac asta, și asta mi se pare foarte important, este că eu am avut probleme foarte serioase, Cu sănătatea și mai ales a coloanei vertebrale. Eu, la 35 de ani, am făcut prima criză lombară, când nu m-am mai putut mișca. Iar după alți 2 ani sau trei mi s-a diagnosticat o, o, o spondiloză cervicală, și care m-a chinuit vreo 20 și 25 de ani, pe total. La început, când am auzit despre acest tip de masaj, nu știam foarte multe despre el, și nu m-am dat bus la nici eu, pentru că am zis dacă practica medicală nu reușește să mă ajute sau să mă ajute în măsura în care antiinflamatoarele și alte tipuri de, de tratamente mă ajută, asta este. Deci, până la urmă, te împaci cu o situație. Eu trebuie să spun că după ani de suferință, de dureri de spate, de dureri de gât, de dureri de cap, de uh, balonări, de... nu mai știm ce era cu mine, uh, am ajuns la... 40-50 de ședințe am început să simt cu adevărat că lucrurile merg spre bine sau chiar spre foarte bine. Nu trebuie să omit faptul că i-am dat 8 kg de pe mine datorită acestui tip de masaj. N-am făcut niciun alt efort, pur și simplu am mers aproape zilnic dincolo și am făcut acest tip de, termo, de termoterapie, termomasaj. Iar după mai multe ședințe, 100 și ceva, 150-160, m-am hotărât să deschid eu. Din însăși, cu foarte profundă că este bună. Reacțiile sunt, evident, particulare. Nu seamănă X cu Y. Nu poți să spui, Doamna, dacă a venit de 10 și să se simte bine, eu de ce să vin 12 sau 15 sau 30? Nu este așa. Și ce am constatat este că nu, nu, are, nu, are, nu, nu e legat direct de vârstă. Nu e legat de sex și nu e legat, mă refer la, la rezultate. Deci nu putem face pune pe X lângă Y și spune toată lumea reacționează la fel. Deci se pot face toată viața. Eu, spre exemplu, pot să spun că fac de patru ani de zile, din 7 aprilie 2010, aproape zilnic. Fac aproape zilnic și mă simt foarte bine, că altfel nu, nu mă determina să investesc, nu mă determina să fac ceea ce fac. O fac dintr-o convingere și pur și simplu trebuie să vă spun că simt o bucurie enormă să văd că vin oamenii la mine vin triști, vin amărâți și după chiar două, trei zile, ce nu este incredibil. Este ieftină totuși, în raport cu medicația clasică, este naturală, contraindicațiile sunt relativ puține și discut cu fiecare în parte și îl întreb ce au zis medicii, ce diagnostic ai și în cazul că se încadrează între acele câteva contraindicații, evident că fie că îl întreb medicii sau pe cei care sunt mai vechi, respectiv pe cei din București, fie le recomand să nu practice. Și asta vreau să -i, le transmit celor care ne urmăresc, să vină cu încredere, pentru că vorbele mele se pot confirma în fapt. așa cum o să, vadă, o să vadă dumnealor. Mulțumesc pentru interviu. Cu plăcere.